Asta este interiorul. Ce vedem de la volanul acestei mașini? Salutare, salutare tuturor! Astăzi este sâmbătă. Nu am putut să nu profit de o zi așa de frumoasă, însorită, de iarnă, dar este superb, superb. Așa că am vrut să profit de această zi superbă pentru a vă prezenta vechea sau noua mea mașină, ca să vă spunem, să vă spun așa. Mai pe scurt să vă povestesc un pic despre acest titlu, vechea sau noua mașina mea. Am cumpărat o mașină acum 6 luni de zile. Asta se întâmplă când nu ești atent și nu verifici dinainte ce ai cumpărat. În fine, am cumpărat-o, iar când am vrut să mă duc să o matriculez, să o înscriu, în fine, era mașina din Ungaria. Am avut neplăcerea ca să aflu că mașina este radiat. În fine, a fost greșeala mea, au trebuit să aștept 6 luni de zile până am rezolvat cu actele. Într-un final, după o lungă așteptare, am reușit să o matriculăm, să-i scoatem numele roșii, să o punem în circulație. Așa că m-am decis ca astăzi să vă arăt și vouă noua mea mașină. Așa cum v-am spus, ea este noua mea bijuterie. Un BMW E90 din 2010, facelift, 320 diesel, 177 de ponei, așa le zic eu. Ce avem? Avem cadouri, avem stopuri, semnal pe LED, frumos. Avem trapă, se vede aici foarte frumos trapa. Faruri xenon, frumos. Spălător, senzor de parcare. Mașina este absolut full din toate punctele de vedere. Uitați, arată impecabil, este albastră. Avem niște jante pe 16, jantele standard, dar va urma ceva și mai frumos pe 17. Acum haideți să vă arăt ce view avem de la bordul acestei mașini. Ne urcăm frumos în mașina. Așa. Asta este view-ul de la acest E90 din 2010. Ca dotări avem frumos comenzile pe volan, aici și aici. Avem Bluetooth, ca să... Așa. Faruri automate, frumos, tot ce trebuie. Navigația mare, bineînțeles. Climă, scaune încălzite, senzor de parcare, cutie automată, tot ce trebuie. Așa. Haideți să-i punem și contactul ca să vedem. Una dintre opțiuni va porni cu cheia în mână, dar vedeți, am cheia aici. Apăsăm pe start. Frumos. O dată, de două ori s-a aprins bordul. După care cu cheia tot la fel în mână, apăsăm pe start. Mașina a pornit fără nicio problemă, la sfert, cum s-ar spune. Erori nu avem. Pornește aici frumos navigația. Încă o opțiune foarte bună, dar nu pe timp de iarnă, este cea oglinzilor. Vedeți, apăsăm pe buton, oglinzile se închid electric, dar iarna nu le va folosi pentru că există riscul să nu le mai deschidem, da? Cheia frumos, mașina este pornită, cheia în buzunar, în mână, ne dăm jos. Frumos, mașina încă merge, fără nicio problemă. Haideți să închidem ambele uși. Excelent, frumos. Închidem ușile, mașina se va bloca, da? Cheia în mână este pe amprentă. S-au închis ușile. Frumos, băgăm mâna. Mașina s-a deschis. Cheia în buzunar, da? Asta este noua mea bijuterie, care a stat în casă, în curte. Aș vrea să stea cu mine în casă. A stat în curte 6 luni de zile. Sunt foarte mulțumit, încântat, tot ce vreți, euforic. Așa, haideți să ne urcăm și să mai vadă totodată acest view superb de la bord de aici. Nu are piele pentru că nu mi-am dorit să mai iau o mașină cu piele, pentru că am avut anterioara și nu, chiar nu mi-a plăcut deloc. Astea sunt locurile din spate, destul de spațioasă. La ea pare mică, dar chiar este foarte, foarte spațioasă. Haideți să vedem și motorul acestei mașini. Un
N47 de 177 de cai, v-am mai spus mai devreme. Deschidem frumos. Motorul absolut impecabil din toate punctele de vedere, și cum rulează și cum arată. Mașina este absolut minunată. Da? Asta este mașina mea. Închidem capota și așa arată. Acesta a fost vlogul meu din această sâmbătă despre noua mea și vechea mașină. Ce să vă spun? În primul rând, să fiți foarte atenți când cumpărați o mașină second hand, cum am făcut eu. Să fiți atenți la toate actele mașinii. Dacă nu vă pricepeți, puteți să vă duceți la cea mai apropiată secție de poliție să întrebați dacă mașina este în regulă, dacă toate actele sunt în regulă, pentru că eu am pățit și v-am spus 6 luni de zile mașina a stat în curte, nemișcată, nimic. Într-un final am reușit să o facem, să o punem pe roți, pe șosea, am matriculat-o, tot ce trebuie, doar că a durat foarte, foarte, foarte mult. Așa că fiți foarte atenți ce cumpărați, de la cine cumpărați, fiți vigilenți, că dacă nu, pățiți cum am pățit eu. Așa că ăsta a fost vlogul meu din această sâmbătă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați subscribe, ne dați un like, un share, pentru că va urma ceva foarte, foarte frumos în continuare. Rămâneți lângă noi. Vă mulțumesc și vă pup!